așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne bucurăm să vă avem astăzi alături de noi și suntem și mai bucuroși că astăzi avem oaspeți de seamă la început de an școlar. Și iată că alături de noi îl avem pe domnul primar Marius Stan. Mulțumesc, doamna directoare! Bună ziua tuturor! Bună ziua, copii! Bună ziua, părinți! Sigur că nu eu sunt cel mai important oaspete, ci dumneavoastră și mai ales copilașii. Să vă dea Dumnezeu să aveți un an plin de bucurii, plin de satisfacții, să vă bucurați copiii părinții, să vă bucurați dascălii, iar mie face o deosebită plăcere să revin acum aici, la această școală, pentru că, dacă nu mă înșel, acum 2 ani de zile, împreună cu micuții, am făcut un referendum ad hoc. I-am întrebat dacă vor ca în locul garajelor urâte care erau peste drum să apară un loc de joacă sau un parc și la unison au zis cu toții da. Îmi pare rău mie că a durat atât de mult, mai durează 4 luni de zile, dar după 4 luni de zile veți avea și locul de joacă și parculețul și locurile civilizate de parcare. Este o zonă pe care o propunem gălățenilor în locul Hidoșenilor care s-au construit de-a lungul timpului în acest oraș. Este drumul normal spre civilizație pe care și orașul nostru trebuie să-l parcurgă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat celor care vin la școală în această perioadă, dar va mai dura puțin, ne veți ierta pentru că va fi ceva frumos și civilizat. Un an bun, frumos, sănătate vă doresc tuturor! Și să dea Domnul ca ceea ce promitem să putem să ne ținem de promisiune, așa cum la început de mandat am promis că bugetul pentru învățământ va crește an de an. Iată că astăzi putem spune că față de 2013, când am investit pentru reparații și lucrările de investiții din școli aproximativ 11 milioane de lei, astăzi, pentru 2014, putem să vă spunem cu cifre că avem peste 28 de milioane de lei investiți. Iar aceste sume vor crește an de an, pentru că mi se pare firesc și normal ca atenția și grija pentru sistemul de învățământ să fie unul cum nu se poate mai mare. Vă mulțumesc și vă doresc un an plin de bucurii. Mulțumim domnului primar! Și un buchețel mic de flori, doamnei directoare! Mulțumim domnului primar, cel puțin din punctul meu de vedere sunt convinsă că o să țină de aceste promisiuni. Dacă acum 2 ani de zile mai aveam semne de întrebare, după ce am văzut garajele că au dispărut, suntem convinși că așa o să fie. Vă mulțumim mult și vă mulțumim că în acel buget pe care l-ați alocat școlilor, ne-ați avut și pe noi pe listă acolo și întotdeauna școala noastră a înflorit. Mulțumim mult! Dragi copii, dragi părinți, bine ne-am întâlnit. Un an bun, un an bun pentru copii, pentru cei care abia pășesc pe pragurile școlii, văd că sunt nerăbdători, n-o să vorbesc mult. Așa cum spunea doamna director în deschidere, cum părinții, cum preoții sunt aproape de școli, așa va trebui să ne regăsim și noi poliția locală și aș vrea să ne simțiți alături de dumneavoastră. Este un alt deziderat al domnului primar ca pe lângă fiecare școală să existe poliție locală care să asigure liniștea cetățenilor, siguranța copiilor și să nu mai să încercăm să evităm toate accidentele neplăcute care se mai petrec. Un an bun, cu toate cele bune, sănătate multă și Doamne ajută!
14 am investit peste 28 de milioane de lei. Iar această sumă va fi
creștere continuă, pentru că este necesar, trebuie să recunoaștem cu toții. Evident, o mare parte, partea neului, revine CDBA-ului și asta numai și numai datorită dumneavoastră, elevi, profesori și în ultimul rând, iarăși, mă simt la toți să spun părinți, pentru că aici, la CDBA, să spun lucrul sau cuvântul definitoriu, îl reprezintă performanța. O să venim și noi cu simbolici, cu un premiu substanțial către Robert, prin o hotărâre de Consiliul Local, o hotărâre care va premia pe toți cei care vor obține rezultate de acum încolo la toate olimpiadele internaționale. Premiul va fi mai consistent decât dacă vă oferă domnul director, este evident. Sper să rămână un obicei pentru toate mandatele de acum încolo, iar elevii care să fie primia să fie în urmă de mai mare. Vă doresc un an plin de realizări, de succese și să ne revedem anul cu alți premianți, nu numai la olimpiadele internaționale. Eu vă doresc să fiți prezenți la absolut toate disciplinele, să fiți prezenți în primul și în primul rând în activitatea cetății noastre, acolo unde cei care terminați, absolviți acest colegiu, sper să fiți aproape de noi la proiectele pe care Galațiul are neapărat nevoie. Vă mulțumesc și vă doresc succes tuturor! Și cer bine spuse că trebuie să cumpărăm cu ele domnica mea, fica mea care este la pedagogii, trebuie să ajung și acolo. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, și vă așteptăm o chemă cu bucurie la noi! Stimați dascăli, stimați părinți, dragi elevi, vă rog să-mi permiteți și mie să vă urez din inimă, din suflet, toate gândurile bune pe care pot să vi le transmit, gânduri de succes, gânduri de performanță și aș vrea să mai îmi permite să mă laud și eu puțin, că dacă nu ne lăudăm noi, se pare că nu ne laudă nimeni. Vreau să vă spun și dumneavoastră, așa cum am spus-o și în alte ocazii, la celelalte școli unde am fost, că în planul investițional aferent sistemului de învățământ, dacă în 2013 am avut mai bine de 11 milioane de lei prevăzuți pentru investiții, investiții realizate, în acest an, 2014, am avut 28 de milioane. Iar aceste sume vor crește an de an. Evident că mare parte din acești bani au fost îndreptați și spre această instituție, pentru că alături de LVA, Liceul Costache Negri reprezintă pentru Galați, reprezintă performanța. Și de asemenea, amândouă instituțiile, prin
construcțiile pe care le aveți reprezintă monumente de cultură la care trebuie să ține foarte mult. De aceea să știți că în viitor, în planul de investiții pe care îl avem, cele două instituții vor fi cumva favorizate și pe bună dreptate, pentru că încununează atât performanța cât și monumentele acestea de cultură care le reprezintă construcțiile și vor avea o atenție, vor beneficia de o atenție sporită din partea noastră, în dorința noastră de a avea două instituții exemplare cu tot ceea ce înseamnă dotări moderne, aferente perioadei pe care o traversăm. Aș vrea să mai îmi permite să felicit și eu pe doamna Burghiu, pe Cosmina Albulescu, pentru rezultatele formidabile, de fapt pentru visul pe care l-au realizat. Medalie la Olimpiadă, medalie de aur la Olimpiadă Internațională reprezintă un lucru fantastic. Lucrul acesta va fi premiat și de Consiliul Local printr-o hotărâre de Consiliu care va rămâne permanent pentru a-i premia pe cei mai meritoși. Și în încheiere aș vrea să-mi permite să transmit un salut și mai apăsat micuților de la clasa a doua. Cunoscătorii știu de ce. Care văd că se întrec, fac un adevărat concurs de fashion, ținută superbă la toți. Bravo și dascălor, bravo și celor care le-au ales ținutele. Un an bun, plin de realizări. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor, bună ziua stimați elevi, bună ziua stimați dascăli. Îmi face o deosebită plăcere să revin în zona dumneavoastră, aici. Mă bucur că m-ați așteptat, ați avut răbdare, nu e chiar plăcut, e foarte cald. Dar am spus că mă bucur să revin pentru că i-am făcut doamnei directoare la un moment dat niște promisiuni, care cred eu că sunt parte din ele realizate, cealaltă în curs de realizare. Și nu am niciun motiv să nu promit că mai departe lucrurile așa se vor desfășura. După cum poate a și văzut, școala se modernizează și ea, încet, încet, devine ceea ce trebuie să devină. Nu întâmplător îl am lângă mine pe domnul comandant al Poliției Locale, domnul Mihai Manoliu, prin care, cu ajutorul căruia, dorim și vom realiza acest lucru ca în cartiere să înființăm unitatele secții de poliție, dar poliție locală, pentru o siguranță mai mare a dumneavoastră, a elevilor, a profesorilor, a părinților,
De asemenea, ne propunem implementarea sistemului de supraveghere video în jurul în școală și în jurul școlilor. Iar legat de această zonă, știți foarte bine, am promis alături unde erau bateriile acelea înfiorătoare de garaje, am promis un loc decent, modern, și iată că el este pe cale de a fi realizat. Proiectul va dura 4 luni de zile și acolo veți avea un loc de joacă pentru copii, un parc pentru dumneavoastră, elevi, profesori, și un loc de parcare mai mult decât civilizat. Mă simt dator să vă mai spun că dacă în 2013 am avut un plan de investiții de peste 11 milioane de lei în sistemul de învățământ, în acest an, în 2014, investițiile au fost de peste 28 de milioane de lei. Și sumele vor crește în fiecare an, pentru că așa mi se pare normal și firesc ca sistemul de învățământ să beneficieze de investiții corespunzătoare și de o atenție pe măsură. Pentru că dacă nu ai carte, nu ai de nimic parte, se știe. În final vreau să vă doresc un an plin de realizări, în primul și în primul rând sănătate, iar la anul când ne întoarcem aici la inaugurarea viitorului an școlar, sper să ne putem plimba prin acel parc. Un an bun, cu sănătate! Vă mulțumim mult de tot! Vom căuta să identificăm împreună problemele cu care dumneavoastră, elevii, cadre didactice, vă confruntați, să le rezolvăm împreună, pentru că împreună vom putea să obținem și noi și dumneavoastră rezultate bune. Poliția locală Gălățeană este alături de dumneavoastră, va fi și de acum încolo, mai ales că Poliția locală Gălățeană s-a aflat și se află într-un nou proces de organizare. Mă refer aici la cele 5 secții de poliție locală, proaspăt înființate, începând cu 1 septembrie anul acesta. Și prin aceste secții de poliție locale vom fi cât mai aproape și de dumneavoastră și de ceilalți cetățeni. Poliția locală Galați, prin intermediul secției 4 Poliției Locală, va încerca și va face tot posibilul să vă asigure un climat de ordine, un climat de siguranță și de liniște, astfel încât dumneavoastră să puteți desfășura activitatea în cele mai bune condiții și să vă simțiți așa cum trebuie să simt orice copil în țara asta, sigur. Sper să am alături de mine părinții, de la care aștept cât mai multă colaborare. Fără de legile pe care societatea le generează, noi trebuie să le ocolim. De aceea, împreună cu colegii mei, o să vă împărțim aceste broșurele și, de asemenea, o să le găsiți la clasă, dacă nu reușim să acoperim această mare adunare.